Bună ziua și bine ați venit la un nou episod de FIFA 15 Youth Academy cu AFC Wimbledon. Că cei de la Oxford United au acceptat oferta noastră pentru, adică contra oferta noastră și îl vor cumpăra pe, adică ce vor încerca. N-am vrut că o să se ducă Diogo Jardim la ei pentru 950.000 de euro. Următorul meci este cel cu Swindon Town. Asta este și echipa pentru meci cu Swindon Town. L-am pus pe Moș Trombatul de la Academie, l-am pus vârf. Pentru că azi era obosit. Iată-l pe Sean Rigg, nu este un jucător de la Academie, însă poate să ne ajute destul de mult. O centrare pentru Moștrom! Smith ține bine de minge, Luongo pentru Brian. Centrare periculoasă, Jardine trebuie să iasă și gol! O, Doamne, cum au putut să se încurce între ei la faza asta. Au avut noroc. Da, normal, normal. Fundașul lor stânga vine la 20 de metri de partea noastră. Și dacă îi recuperezi mingea în momentul ăsta, o să te teleporteze în partea altă. Fault, acum bate Kasim. Da. E gol. Da. Ce prostie. Un foul care n-ar fi trebuit să existe pe acolo se transformă într-un gol. E greu, băi. Mai ales când i s-a apărut câte 5. Monstrum! Oh my god! Iată ce șut, n-are cum să iei mingea aia. Reeves. Monstrom, oh, Doamne, se apropie de dublă la debut. Oh, Doamne, a scăpat asta, e gol. Oh, super aproape. Monstrom, foarte bună pasă pentru Reeves, scapă Reeves și... Oh, ce față! Reeves acum pentru Moore, șutul-i bun! Oșilaja câștigă acolo duelul Monstrom, să vedem ce poate să facă Monstrom. Prelungește pentru Reeves, Reeves foarte bine în careu, șutul! Pe lângă, mamă! Ce este, termină meciul 2 la 1, frate. Ce meci prost. Au avut două goluri super norocoase. Ei, se pare că Diogo Jardim a plecat la Oxford United. E, și atunci noi cu banii ăștia pe care i-am făcut. Ah, nu-i nevoie. Avem deja... Nu, no, e ok. În orice caz, urmează meciul cu Doncaster. Suntem în acest moment, suntem pe locul 4. Not bad. Richard Zevorton are un șut bun! Prost, bun arun. Tot gay, oh my god. Oh, pasă e super bună. A fost offside. A fost offside. Țin prea mult de minge ăștia, frate, de la Doncaster. De prea mult timp, cred că o să fie gol. Adică se vede clar. La, oh, băgame. Și cam acesta a fost și meciul. A fost unul semnat 1 la 0, a fost un meci super închis, pur a fost loc ocazii. Asta este. Avem două scatabeturi, interesant. Da, o să luăm portarul ăsta. Ăsta e praf. Și ăsta o să mai stăm puțin, că nu știu ce exact ce poziție are și dacă e ceva fundaș, nu o să fiu bun de nimic cu intercepția, aggression, reaction, penalty și attack position. Oricum nu e cine știe ce jucător. Da, o să mai ne uităm la el încolo, nu?
Apoi din Brazil, nimic interesant până aici. Iată. Ne mai uităm la el și la ăsta. Andrei Feijo. Portar. Aha, Forrester Nathalie. Și avem un nou de ăsta din... Oh my god, din Suedia, dar nu-i nimic. Doar ăștia sunt dar de urmărit pe viitor, așa. Următor meci cu cei de la Burton Albion. Haide, hai, hai! Cum n-a fost fault acolo, băi? Jocul ăsta deja începe să mă enerveze. Oh, ce pasă bună pentru Aziz! Scapă și gol! Mamă, dar ce pasă bună! Cred că tocmai de la fundașul central a fost pasa aia. Aziz are viteză, intră în careu, șut, direct în bară. Kamal Mostrom, foarte bine, intră în careu Mostrom, ar putea să și centreze pentru Reeves și pe lângă poartă. Reeves poate să scape, foarte bună pasă pentru Aziz, are viteză Aziz, vedem dacă are și șut. Și, gol! Gol! Oh, cât noroc! Bineînțeles, mingea este recuperată. Oh, Reeves îl găsește bine pe Aziz și gol! 3 la 0! Foarte bine, Mostrom poate să întoarcă, o face pentru Reeves. Reeves poate să șuteze, șutul e blocat, acum Holmes. Șut! Peste poartă. Reeves ține bine de minge. Mingea este întoarsă până la urmă la el. Foarte bine Reeves în careu și o bară a lui Reeves. Putea să facă 4 la 0. O pasă pentru Holmes. Șutul pe lângă poartă. Foarte bine Mostrom. Poate să treacă oare și de-al treilea și de-al patrulea. Și de-al patrulea fundașutul este însă pe lângă poartă, dar ce fază bună. Francombe încearcă acolo să țină mingea sub control. Reeves întoarce pentru Holmes. Șut și gol! 4 la 0. Iată e pe Burton, cei de la Burton Albion cu ultimă șansă. În afară înainte să termine meciul și reușește să marcheze 4 la 1. Centrarea acum trebuie să fie respinsă și este respinsă și se termină meciul. În sfârșit, o primă victorie în acest episod. Și cam atât din acest episod. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă așteptam episodul următor. La revedere!